Bună, dragii mei, bine ați venit în Grădina cu Idei! Sunt Monica și astăzi, ce credeți? Astăzi am în plan să fac câteva decorațiuni, două, nu mai multe, pentru Valentine's Day. Știu, astăzi e chiar Valentine's Day și o să ziceți că e prea târziu. Nu-i nimic. Știți de ce? Pentru că modul în care construim aceste decorațiuni pot fi aplicate și la alte sărbători. Adică ceea ce facem astăzi, cu puțină imaginație, le putem modifica și să le transformăm în niște decorațiuni pentru Paște, pentru Crăciun și așa mai departe. Una dintre aceste decorațiuni ar fi și o ghirlandă care scrie Happy Valentine's Day, care din ce credeți că o fac? O să o facem dintr-o sacoșă de cadouri, dintr-o pungă din aia de carton de cadouri. Și ați mai văzut voi că mi se pare că am făcut și pentru Crăciun ceva asemănător. Deci, cum vă spuneam, poate fi aplicată la toate sărbătorile pe care noi vrem să le sărbătorim. Aici sunt postiturile. Vă amintiți că am mai făcut eu un filmuleț, un vlog, acum de curând, în care vă spuneam că am fost la Tiger, un magazin de ăsta cu mărunțișuri, de am cumpărat niște postituri colorate. Și chiar vi le-am arătat. Din postiturile astea am construit niște floricele, pe care o să vedeți imediat, sunt foarte simplu de realizat, niște floricele colorate pe care le-am lipit pe un carton în formă de inimioară.